Maturizarea mea, de fapt, cred că a început când a murit tatăl meu. Neașteptat acest început. Tata era foarte mândru de mine. Tata era genul de om pentru care eu am fost ca o bijuterie. Și da, m-a iubit foarte mult și mă sensibilizez pentru că mi-e foarte dor de el. Tata a murit de vreme, da, a murit la 60 de ani. Pentru mine asta a fost clar o trezire. Eu, după ce a murit tata, am intrat într-o semidepresie din asta de câteva luni, în care nu-mi doream decât să dorm. Am zis, bă, nu pot să stau așa. Tata ar fi vrut să mă bucur de viață. Tata era un om vesel. După aia m-am apucat de terapie. Eram destul de superficială înainte de terapie. Când am început în domeniul online, nu căutam lucrurile astea. Căutam opulență, căutam să demonstrez că pot. Pe măsură ce am trecut prin toate lucrurile astea, îmi vine să cobor din ce în ce mai mult la lucrurile simple. Sunt ăștia cei mai frumoși ani pe care îi trăiești, sunt Ziana? Cred că sunt cel mai acasă de până acum. Spuneai că tu vrei să pleci din țară. Da, nu mai doresc. Deloc. Nu, dacă e să plec, poate doar la țară, la bunicul meu. Mi-am dat seama că în România se trăiește foarte bine. A trebuit să-mi fac vacanțe prin Dubai și prin tot felul de locuri din astea extravagante. Poate ți se pare că sunt mai fericiți? Nu cred că sunt mai împăcați, nu. Dar, na, ei n-au un bunic în Republica Moldova. Ei nu știu cum e, poate să trăiești pe o prispă. Ai fugit vreodată dintr-o relație pentru că părea să devină mult prea serioasă? Da, am plecat. Am plecat dintr-o relație de 6 ani, dar e mai frumos în doi. E mult mai frumos în doi. Pentru că eu nu cred că viața asta este făcută să o trăiești singur. Față de planul inițial, cu cât te-a costat mai mult? Dublu. Anul ăsta o să fie un an de repaus. Ți-e un an sabatic sau ce? Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne purcari din 1827. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. În episodul de astăzi se întâmplă o primă întâlnire între mine și invitata, care îi mulțumesc tare mult că a acceptat această prima întâlnire. Nu ne-am mai văzut, n-am mai vorbit, însă mi-am dorit acum la început de 2024 cumva să aduc un creator de conținut, o personalitate care să fie reprezentarea, nu știu, în social media a ceea ce înseamnă Fain și Simplu. O admir foarte mult pentru etica și estetica ei. Sunt foarte mulți creatori de conținut talentați, extraordinar populari în România. Eu admir foarte mult pe Sânziana Negru pentru modul fain și simplu în care își prezintă viața și activitatea pe social media. Bine ai venit, Sânziana! Îți mulțumesc mult de tot pentru accept. Bine te-am găsit, Mihai, și nu era suficient de cât de emoționată eram înainte să vin. Acum, după introducerea asta, îmi vine să mă scurg așa pe scaunul ăsta. Să știi că și eu sunt emoționat mereu la primele întâlniri. Vizionam un episod cu tine și Oana Pelea zilele trecute. Și ți-am simțit emoția încă de la început. Simțeam că erai foarte emoționat de întâlnirea cu ea și exact așa mă simt eu în momentul ăsta, pentru că scaunul ăsta are foarte multă greutate și îmi vine cumva așa să fac așa un disclaimer de la început, să lăsăm așteptările jos și să luăm lucrurile așa cum sunt și atât. Sunt ăștia cei mai frumoși ani pe care îi trăiești, sunt Ziana? Wow, ce întrebare! Da. Cu siguranță sunt cei mai plini, cei mai vii și sunt anii în care cred că sunt cel mai prezent în viața mea. Ți-am pus întrebarea asta pentru că, uitându-mă pe conținutul pe care tu îl faci public din viața ta, mi se pare că așa arată viața ta. Ca a unui om care își trăiește cei mai frumoși ani. Acum, sigur că probabil nu e doar cu frumos viața ta, există și nu știu dacă există suferință, dar poate există și greu, există și și caznă, dar arată frumos. Apropo de esteticul de care vorbeam. Mulțumesc! Eu am început
Uite, tu ai menționat că îmi trăiesc viața fain și simplu. Și asta este ceva spre care tind din ce în ce mai mult. Simplitatea asta, o simplitate nu săracă cu duhul, o simplitate complexă, dacă vrei. Și cred că da, ai zis foarte bine că ăștia sunt anii în care sunt cel mai... nu știu, sunt multe realizări, într-adevăr. Când am început în domeniul online, nu căutam lucrurile astea. Căutam opulență, căutam să demonstrez că pot, uh-huh. să arăt, să fie mare, să fie grandoare, știi? Și acum îmi vine să cobor din ce în ce mai mult. Pe măsură ce am trecut prin toate lucrurile astea, îmi vine să cobor din ce în ce mai mult la lucrurile... simple, cu adevărat simple. Știi, citeam zilele trecute, e o carte, dar n-aș ști să spun în momentul ăsta numele, că și eu sunt emoționat, că de fapt... Dar tu de ce ești emoționat? Împlinirea în viață, ți-am zis că sunt emoționat întotdeauna la prima întâlnire. Întotdeauna în viață, pentru a fi împliniți, noi căutăm să adăugăm lucruri. Exact. Dar de fapt, împlinirea vine atunci când mai scoți din lucruri. Mi se pare că așa ai făcut tu, știi? Atunci când construiești Lego și faci un pod și podul ăla se prăbușește, tatăl și cu copilul care fac împreună Lego îl mai pun piese, știi, ca să îl facă mai trainic. Când de fapt cel mai simplu ar fi să mai scoți dintre piese și podul ăla s-ar susține mai bine. Așa e și în viață, știi? Nu pui mai multe ingrediente, ci mai scoți din ingrediente ca să ajungi la împlinire. Și asta voiam să te întreb, cum ai reușit tu să ajungi la momentul ăsta, la cei mai frumoși ani? Măi, real cred că a început în momentul în care am început să fac terapie și m-am trezit. Sau dacă e să mă duc un pic mai în spate, cred că a început... maturizarea mea, de fapt, cred că a început și conștientizarea că timpul trece, cu adevărat, a fost când a murit tatăl meu. Și în momentul ăla am zis, timpul trece și trece repede. Și ai impresia când ai 20 și ceva de ani că poți să faci atât de multe lucruri și poți să faci multe lucruri. Dar e foarte important unde îți îndrepți atenția și energia și focusul. Și eu cred că până la 30 de ani am zburat foarte mult prin aer, am zburat în toate direcțiile și la 30 de ani, 30 și puțin, când s-a întâmplat treaba asta cu tata, am zis, măi, nu mai e de glumă. Adică am luat-o așa cumva sistematic. Sunt bunicii, sunt părinții și ești tu. Și încet, încet, schema asta se dărâmă ce vine din spate. Tu, în timpul ăsta, trebuie să-ți construiești mai departe cealaltă schema ta. Și mi-am dat seama că astea sunt lucrurile care contează în viață. Adică relațiile sănătoase. Relațiile sănătoase, da, și familia. Și după aia m-am apucat de terapie. Și la terapie am înțeles și mai bine cum trece timpul și ce am de făcut. De ce trebuie să scap și ce trebuie să adaug în viața mea. Bine, cumva tu ai trăit lucrul ăsta un pic prea nedrept de devreme, adică să îți pierzi tatăl care înțeleg că... Tata a murit devreme, da, a murit la 60 de ani. Să-l pierzi la 30 ceva de ani e un pic cam este, devreme. Este, și înțeleg că era și o legătură foarte puternică. Cred că am citit un interviu cu tine în care spuneai că te-ai iubit mai mult pe tine decât pe mama. Și cum ai încercat, cum ai reușit, iartă-mă, să te reconstruiești? Pentru că, terapia e un instrument, dar nu este... Neașteptat acest început. Tata era foarte mândru de mine. Stai puțin. Hai că... Mamă... Poți să te ajut cu niște șervețele. Tata era...
genul de om pentru care eu am fost ca o bijuterie. Și da, m-a iubit foarte mult și am simțit iubirea asta foarte prezentă chiar și după ce el a murit. Și o simt și acum, din ce în ce mai mult. Și mă sensibilizez pentru că mi-e foarte dor de el. Iartă-mă, care era întrebarea, Mihai? Nu cred că era o întrebare, că în momentul ăsta m-am emoționat și eu și mai tare decât eram la început. Cred că încercam să aflu cum, că nu terapia e instrumentul, dar pașii efectiv pe care i-ai făcut ca să te construiești tu ca om pe picioarele tale. Vezi, noi plecăm în viață, plecăm de acasă cu niște lucruri care ni se dau de la părinții noștri, mama, tata. Părinții mei au divorțat de două ori și evident că pentru mine, în capul meu, s-au construit niște lucruri odată cu versiunea mamei, odată cu versiunea tatălui meu. Și faptul că am venit dintr-o familie destrămată m-a făcut și pe mine să împing foarte mult ideea asta de familie, știi? Uh-huh. Să-ți dorești cu orice preț asta. Exact, exact. Și după ce trece niște timp, îți dai seama, măi, nu, viața asta nu e făcută să trăiești singur, să ai realizări și să stai tu cu ele, tu cu realizările tale. Și atunci am zis, hai să mă duc să mă caut puțin, hai să mă duc la terapie. E adevărat că am avut și o prietenă foarte apropiată căruia îi spuneam problemele mele sau mă mai plângeam de una de alta și ea zicea, te rog, nu mai spune, du-te la terapie, că eu degeaba îți explic, tu nu o să înțelegi. Eu îi spuneam, eu nu am așa probleme mari încât să mă duc la terapie. Eu mă gestionez foarte bine în interiorul meu. Nu e adevărat. Du-te la terapie. Și am deja, ăsta e al patrulea an în care fac terapie cu același om. E foarte important și asta, cu cine faci terapie și cum te hrănește omul ăla după ce pleci. E foarte important să crezi în procesul care se întâmplă acolo. Nu toate orele sunt minunate, sunt multe ore în care plâng și plec de acolo și zic, e o prostie ce se întâmplă aici și mă îndoiesc foarte mult de ce cred și de mine și de... Dar asta înseamnă terapia și după câțiva ani ajungi să înțelegi, măi frate, ce e bine că m-am apucat de chestia asta, că nu știu pe unde eram dacă nu o făceam. Asta era și întrebarea mea. Cât timp ai mers la terapie fără să înțelegi de ce mergi? Păi a fost așa, eu după ce am murit tata am intrat într-o semidepresie din asta de câteva luni în care nu-mi doream decât să dorm, nu-mi doream să fac, aveam proiecte, cariera mea din online, dacă vrei, era în sus, toate lucrurile mergeau foarte bine. Pe mine nu mă mai bucurau treburile astea pentru că a fost primul contact dur cu moartea, știi? Murise și bunica mea cu 2 ani înainte. Eu am o familie foarte mare și sunt foarte legată de partea asta de mătuși, unchi, verișori din Republica Moldova, de unde sunt eu. Toată familia ta e acolo. Toată familia mea e acolo, da. Mama e la Târgu Mureș, unde ne-am mutat noi când eram mici, dar toată familia mea e acolo. Și încerc pe cât posibil și acum să mă duc, să țin aproape cu ei. Am văzut, videourile tale cu bunicul tău sunt uneori greu de privit pentru noi ăștia care nu mai avem bunici. Și pentru mine sunt uneori greu de privit când sunt acasă și mă uit la el și mi se face pielea de găină că pot încă să mă bucur de el și că sunt atât de norocoasă să am un bunic, face 91 de ani anul ăsta, Doamne ajută. Și mă uit și mă minunez și mă gândesc cum să fac să iau din ce în ce mai mult din prezența lui și să inhalez aici tot ce e el în momentul ăsta. Plecând destul de devreme din leagănul copilăriei tale, adică la 7 ani ai venit în România, nu? Da. Da, ne-am rupt de partea asta de familie de vreme și au fost mulți ani în care ajungeam poate o dată pe an acolo sau doar vara, știi? Așa a fost. Na, nu, adică
Părinții mei au luat o decizie foarte bună în momentul în care s-au gândit. Tata a zis, mergem în România, tata a fost profesor de limbă română. Și a zis, mergem în România, ne mutăm pentru copii acolo, o să le fie mai bine. Și a fost, cred că a fost mai bine. Dar da, ne-am rupt destul de vreme de ei și acum, la maturitate, cumva simt nevoia să recuperez toți anii ăștia în care am pierdut evoluția, în care am pierdut contactul, conexiunea asta cu ei. Acum, sigur, dincolo de tragedia asta, de momentul ăsta greu de trecut prin el, de pierderea tatălui la vârsta atât de tânără, mi se pare că ai parte de binecuvântarea asta a prezenței bunicului și da, faptul că te duci acolo, bănesc că nu e ușor să ajungi până în, e departe, în Republica Moldova? Să știi că e da. E după Chișinău? E din București, fac 5 ore. E foarte aproape de graniță după ce treci de Galați, Oancea, imediat vine. E un sat care se numește Zărnești. Că avem și noi Zărnești în România. Și da, să știi că, uite, e o comparație foarte bună pe care, la care m-am gândit și eu de multe ori, că l-am pierdut pe tata, dar am parte de bunicul și e o relație atât de specială cu el și atât de diferită față de tot ce mi-a zis mama despre el și atât de diferită de cum îl văd toți cei din familia mea, știi? E, nu știu... E foarte faină să ai un bunic la 91 de ani. Acum, întorcându-ne la terapie, mulți prieteni îmi spun, bă, m-am dus la terapie 2 luni, n-am înțeles absolut nimic, am zis că dau banii degeaba, am zis, hai să mai încerc o lună, tot degeaba, și sunt foarte puțini cei care reușesc să treacă peste. Unii nu înțeleg, dar de ce să mă duc la terapeut și tot eu vorbesc acolo? Da, asta exact, am întrerupt ideea. După ce s-a întâmplat treaba asta cu tata, am avut o perioadă de, nu știu, câteva luni în care îmi dădeam seama că eu nu mai pot controla mintea. Erau atât de multe gânduri negre încât mi-am dat seama că am nevoie de ajutor. Nu îmi plăcea nimic din ce auzeam de la oamenii apropiați mie. Nu mă ajutau sfaturile lor, nu adică, mă ajutau. Gen, sunt Ziana, ești frumoasă, fie... ești... Nu, asta nici nu conta, nu mă interesa. Nu, asta că o să fie bine sau o să-ți vină pofta de viață sau o să vrei din nou să faci lucruri sau ai atâtea lucruri pentru care să te bucuri. Nu-mi păsa deloc, eram într-o tristețe atât de profundă. Am zis, bă, nu pot să stau așa. Tata ar fi vrut să mă bucur de viață. Tata era un om vesel. Ar fi vrut să fiu și eu veselă. Hai să caut scăpare din treaba asta. Și m-am dus la primul terapeut pe care l-am găsit. O recomandare. Toți găsim terapeuți prin recomandări. Și n-am stat mult. Am stat vreo 6 luni făcând terapie cu el. Timp în care mi-am dat seama că sunt bine, că tot ce mi se întâmplase avea legătură cu partea de doliu, că asta înseamnă, de fapt, doliu. Și tu încercai să sar peste doliu. Exact. Eu încercam să găsesc o variantă în care sunt bine. Mi-am revenit, asta este cursul natural al vieții, sunt bine. Știi? S-a ascuns șosetele sub pat sau gunoiul exact, sub preș. Exact. Și m-am scufundat adânc în acest doliu, am luat fiecare bucățică, fiecare palier. Hai să gândim pe asta, hai să rezolvăm pe asta. Și încet, încet a devenit mai bine și m-am oprit din a face terapie cu acest om pentru că mi se părea că ajunsesem să ne împrietenim și cumva să-mi țină partea. Știi? Și am zis... Nu vreau asta la un terapeut, eu vreau acea neutralitate și vreau acea oglindă a mea care să mă facă să-mi pun în continuu întrebări. Nu vreau un prieten, că nu de asta mă duc la terapie să mai câștig un prieten. Și așa l-am căutat pe cel de-al doilea terapeut cu care fac acum și de care sunt foarte, sunt și chiar atașată de acest om.
Știu că e o muncă foarte grea asta cu găsirea unui terapeut bun și, într-adevăr, am în jurul meu foarte multe persoane care zic, da, dar terapia nu e de mine. Poate nu e pentru toată lumea, e adevărat. Poate nu aud toți vorbele unui terapeut. Poate alții se gestionează în ei atât de bine sau suficient de bine încât să funcționeze și să aibă un echilibru în viața lor. Eu nu sunt unul din acei oameni. Sau ai crezut până la un moment dat că poți să fii și ți-ai dat seama că de obicei evenimentele astea șocante, astea ne trezesc la viață. Exact. Da, pentru mine ăsta a fost clar o trezire și din momentul ăla am început să valorific timpul diferit. Și cumva a fost și mai clar ce am de făcut în viață. Punem o pauză, pentru că mi se pare esențial ce ai zis până acum. Odată că doliul este lăsat ca să fie trăit, nu poți să-l ascunzi. Doi la mână, găsirea unui terapeut. Eu primesc, cred că 2-3 telefoane pe săptămână, cel puțin. Dă-mi și mie numărul psihologului pe care l-ai avut invitat. Recomandă și mie un terapeut. Și mie asta mi se pare o relație în care, în primul rând, tu trebuie să-ți găsești terapeutul. Corect. Tu trebuie să mergi pe drumul ăsta. Nu să ți-l aducă cineva și să ți-l pună eventual în fața ta la masă. Și nici de cum nu merge prin recomandări. Adică dacă ți s-a potrivit ție, nu înseamnă că o să mi se potrivească și mie. Nu e doar o relație profesională, e și un schimb de energie acolo, dar într-adevăr trebuie să rămână o relație pacient-terapeut. Și asta era întrebarea. Cum le recomanzi oamenilor să facă găsirea unui terapeut dacă vor să ajungă la un terapeut? Uite, întrebarea asta eu o primesc foarte des, că mai intru pe Instagram, pe story, mai povestesc despre diferite bucăți pe care le vorbesc la terapie, nu des, dar când o fac, primesc foarte multe mesaje, dă-mi și mie numărul terapeutului tău. Terapeutul meu, specificând clar, nu da numărul meu nimănui. Nici numele. Și nici numele, da. Și bineînțeles, tu știi, ei au niște reguli foarte clare. Pentru că în momentul în care am ajuns la terapie, m-a întrebat, de unde ai recomandarea mea? Și zic, de la cunoștință. Ce fel de cunoștință? Cât de des vă vedeți? Odată la câteva luni. Nu mai des? Nu. Pentru că etica asta pe care o au ei e foarte importantă și ei se țin foarte bine de ea. Și cred că mulți oameni vor să sară peste partea asta de research. Sau să înțeleagă ce înseamnă de fapt terapia, că sunt mai multe feluri de terapie, ce fel de terapie vrei să faci tu, ce probleme ai și unde vrei să te adresezi, știi? Apucă-te și caută. Uite, asta e un fel de terapie, ăsta e un fel de terapie, după care poți să, prin recomandări, da, poți să încerci oameni. Dar ai avut momente în care se întâmplă asta foarte des, în care să devii dependentă de terapie? La început am avut... Știi, genul ăla de oameni care trăiesc doar în cărțile de dezvoltare personală. Dacă ni-i scoți din cărți, sunt analfabeți în viață, în relație. Da, sunt de acord. Am avut la început momente sau situații în viața mea în care mă gândeam, aoleu, nu știu ce să fac, trebuie să vorbesc cu terapeutul. Și n-aveam acces la el. Aveam acces doar o dată pe săptămână, 45 de minute. Și indiferent de gravitatea problemei mele, terapeutul meu nu-mi dădea acces la el. Și eram revoltată și eram nervoasă și mă gândeam, dar de ce? Dar vă plătesc! Și ai învățat să te descurci, nu? Și am învățat să mă descurc și am învățat ce înseamnă disciplina în terapie. Că e foarte importantă și partea asta, să înțelegi că așa cum ești tu, mai sunt mulți alți oameni în programul lui și problemele sunt la fel de mari, poate mai mari, decât o situație de-a ta care nici nu contează până la final de zi sau până mâine, după ce ai un somn bun, dispare. Și faptul că ești tu, sunt Ziana Negru, nu îți permite în niciun caz să-l suni în afara orelor de program sau între pacienți. Dar el nici nu știe cine e Ziana Negru.
El foarte nu știe bine cine sunt Ziana Negru, el nu știe că activez în mediul online sau că habar nu are, nu își dorește să știe nimic, îl mai întreb din când în când. Dar dumneavoastră vă uitați la nu știu ce emisiune? Și el îmi zice, trebuie, contează. Deci el e analfabet social, ca să zic așa, complet. Social media. Complet, complet. Foarte bine. Asta zic și eu, mă fascinează, mai am momente în care, ședințe în care mă duc și îmi vine să fiu jucăușă și să aflu mai multe lucruri din viața lui și încep să-l întreb, dumneavoastră ce mașină conduceți? Vă văd îmbrăcat numai în negru sau în gri. Așa vă îmbrăcați și acasă în viața dumneavoastră și el râde, nu răspunde absolut deloc și deci, mă întreabă, cum vă simțiți azi? Încerc să mai schimb rolurile. Încerc, dar nu-mi permite deloc. Dar acum dacă ai alege să faci, ai avea 18 ani și ai alege să faci o facultate, ai face tot comunicare și relații publice? Da. N-ai face psihologie, nu? Nu cred că sunt. Sunt foarte atrasă de partea asta, sunt foarte atrasă de tot ce înseamnă umanitate și dezvoltarea individului, dar n-aș face psihologie pentru că nu cred că aș fi bună. Nu cred că m-aș pricepe deloc. N-ai răbdare să asculți? Ba da, am răbdare să ascult. Am. Mi-am cultivat-o. N-am avut. Am răbdare să ascult acum. În ultimii ani n-am avut întotdeauna. Eram atât de prins în trăirile mele și în preocupările mele. Eram genul de om care așteaptă să termin de vorbit ca să înceapă el să vorbească. Păi da, stai să vezi că eu nu știu ce. Știi? Și mi-am dat seama că nu vreau să fiu omul ăsta și mi-am cultivat răbdarea asta și mi-am dat seama de fapt că învăț 100% mult mai multe lucruri ascultând și acum pot să zic despre mine că nu sunt un om care vorbește foarte mult. Evident, depinde foarte mult de conexiunea pe care o am cu persoana cu care mă întâlnesc, dar nu sunt un om care vorbește mult. Da, eu vreau să-ți mulțumesc oricum foarte mult pentru că nu cred că vreun invitat la podcast mi-a vorbit atât de intim despre procesul lui terapeutic, fără să dea amănunte și chiar îți mulțumesc foarte mult pentru că mi se pare foarte util este. Pentru cei care ascultă. Iată, numai lecția asta că terapeutul ar trebui să ți-l găsești, face parte din drumul tău și n-ai cum să ai un ghid în drumul ăsta. Tu erai un copil răsfățat înainte? Dacă o întreb pe mama, ar fi zis poate că da. Dacă mă întreb pe mine, aș zice că nu. Nu, n-am fost. Din nou mă duc la tata și tind să cred că el a avut grijă să-mi ofere suficient afecțiune și iubire încât să fiu o fetiță semi-răsfățată și mi-a dat acces la suficiente lucruri în așa fel încât să simt că nu-mi lipsește nimic. Dar n-aș spune că am fost un copil răsfățat. Nu, am fost un copil liber și ai mei au învățat să mă lase în timp, să mă lase să fac ce vreau. Cred că am avut o doză de încăpățânare din asta în care ce vor ei pentru mine nu funcționează. Tocmai de asta m-au lăsat să-mi aleg facultatea pe care mi-am dorit-o. Nu eram foarte decisă la ce facultate să dau. Aș vrea ceva în domeniu artistic, ăsta e un domeniu nou cu comunicare și relații publice. Bine, hai că dau. Cam așa a fost. A fost mai degrabă curiozitate. O curiozitate, da. Da, pentru că eram, cred că prima sau a doua generație care dădea la comunicare și relații publice. Și comunicare mi se părea așa, comunicare. Înveți să vorbești cu oamenii. Hai să vedem. Și ai început la Cluj și ai terminat în București? Da. Am început, am făcut primul an în Cluj, după care m-am transferat la București. Dar de ce pleca din Cluj? Și eu mă întreb. Toată lumea zice că e o lume mai bună acolo. Mi-a părut foarte, foarte rău când am plecat. Eu am vrut să dau la București de la bun început. Ai mei, locuind la Târgu Mureș, au zis, Clujul e la o oră, jumate.
Bucureștiul e la 6. Control București, control Cluj. Avem mai mult control la Cluj, du-te la Cluj. Și îmi pare foarte bine că m-am dus acolo. Și mi-a plăcut foarte mult viața de studentă, mai ales la Cămin, că am stat în Cămin. Vezi tu, viața sentimentală te duce la un moment dat... Te-ai îndrăgostit și ai venit în București, exact. Cu alte cuvinte. Bravo, mi se pare o alegere bună. Până la urmă, erai doar o altă influențăriță din Cluj. Așa, da. Trebuia să aibă și Bucureștiul mândriile lui. Dar ce mi se pare interesant este că tu... Eu, dacă nu ți-aș fi citit biografia, eu n-aș fi știut de unde ești. Pentru că nu ai nici accent de Republica Moldova, n-ai nici accent de Ardeal, deși ai trăit în Ardeal, deși te-ai născut în Republica Moldova, n-ai nici accentul ăsta de București. Mă cuplez foarte repede la accente. Dacă mă duc în Republica Moldova și dacă vezi vreun filmuleț cu bunicul meu, da? Sunt instant moldoveancă. Sunt de acolo. Dacă mă duc la Cluj, la Târgu Mureș, sunt instant ardeleancă. Sunt la București, vorbesc ca la București. Nu știu, îmi vine foarte ușor și natural. Nici nu stau să mă gândesc la treaba asta. Doar mă cuplez la accente. Așa am făcut și când ne-am mutat din Chișinău la Târgu Mureș. Pentru că foarte mulți copii la școală nu și-au dat seama că sunt din Republica Moldova. Lucru care poate m-a ajutat, că știi cum sunt copiii, judecă, uite, tu vorbești așa, mai moldovenește, te mai tachinează și poate m-a ajutat treaba asta. Și e foarte fain că tu, înainte să fii în America Express, tu, de fapt ai fost într-un fel de Europa Express, pentru că ai plecat din Republica Moldova, Târgu Mureș, Cluj, București și mai e și Londra. Da. Și acum urmează întrebarea roșie. Ți-ai găsit în sfârșit una acasă sau consider că acasă e acolo unde ți-e bine și e cineva drag? Cred că sunt cel mai acasă de până acum. Cred că trăiesc sentimentul de acasă în momentul ăsta, în viața mea. Am un sentiment foarte puternic de acasă și în Republica Moldova la bunicul meu. Eu anul trecut am cumpărat casa străbunicilor mei acolo. Ce fain. Și vreau și într-o lume din asta ideală îmi imaginez copiii mei alergând în acea curte, pentru că vreau să o reconstruiesc anul ăsta, să o refac, să o reconsolidez. Și îmi imaginez așa doi copii care alergă acolo prin iarbă și prin păpușoi. Cum arată casa acum? Casa e destul de dărâmată așa, adică e o casă din lut, ca să-ți imaginezi. Mm-hmm. Albastră, cu ferestre mici, cam povești. Cu acoperiș de stuf. Mm-hmm. Da, e o casă bătrânească ca în povești. Se poate locui acum în ea? Se poate locui, da. Nu are apă, nu are WC-ul în casă. Nu e un impediment asta deloc, că e fix acel simplu pe care îl caut. Mi-aș dori totuși un pic de apă în casă. Dar uite, acolo mă simt foarte de aici. Normal, sunt originile tale, sunt rădăcinile tale acolo. Da, poate are legătură cu rădăcini, poate are legătură cu faptul că totul e foarte lent acolo și simți timpul. Îl simți altfel, nu știu, stau afară, stau în curte, stau pe prispa aia și simt timpul, simt că-s vie. Dacă te sună din București, dacă ești pe prispa casei străbunicilor, pe care tocmai ai răscumpărat-o, și îți sună telefonul de la agenție de publicitate din București care te roagă ca până diseară să refaci campania pe care le-ai predat-o pentru social media. Da. Cum reacționezi dacă ești pe prispa străbunicilor din Republica Moldova? Cum reacționezi dacă ești în București la un astfel de telefon? Acolo mi-e drag să fac lucrurile astea și sunt mult mai creativă acolo. Da? Da, sunt mult, mult mai creativă. Aici mă încarc cu foarte mult stres și mă apucă panica și mă gândesc că, aoleu, nu sunt gata, mai am nu știu câte chestii de făcut, nu am idei, dar trebuie să predau până mâine. Acolo sunt mai așezat în mine și mai conștientă de ce am de făcut.
Și sunt așa. Calmă. Da, calmă. Și o liniște din asta în care mă gândesc, aș putea să mă folosesc de căldarea asta sau de butucul ăsta sau de nu știu ce și improvizez în așa fel încât reușesc să fac lucrurile la timp. Uite, exact asta spuneam în debutul episodului, apropo de faptul că îmi place foarte mult estetica asta a ta, care aduce cumva și ce-i modern, ce-i urban, dar păstrează și ceea ce e autentic. Nu știu dacă tot terapia te-a adus în zona asta. 100%. Da? Da, 100%. Adică eram ai foarte... săpat în tine? Eram, crede-mă, eram destul de superficială înainte de terapie și eram în căutare de niște lucruri care nu m-ar fi ajutat deloc în viață. Am săpat în mine și vezi cum e treaba asta cu terapia, pe măsură ce sapi, se ramifică lucrurile și se fac și mai complexe și mai adânci și dintr-un copac mai, dintr-o creangă mai răsar încă alte 10 crengi și e o muncă, parcă, asta am și spus terapeutului la ultima ședință, e din ce în ce mai greu și el a zis, nu, ești din ce în ce mai complexă. Și poate că asta e. E o muncă. E multă muncă. E de săpat în tine mult. Și apropo de acasă, iarăși mi-a plăcut foarte mult casa asta pe care ți-ai făcut-o la pădure, în pădure, lângă pădure, nu știu cum să-i spun. Înțeleg prima ta casă pe pământ, da, pe care ai ridicat-o de la fundație. Da. Este superbă. Mulțumesc. Asta este un loc în care mi-am dorit să mă izolez, pur și simplu. E, vezi tu, îți spuneam de faptul că eram mai superficială. N-am fost întotdeauna în căutare de lucrurile astea simple, de la țară. A trebuit să-mi fac vacanțe prin Dubai și prin tot felul de locuri din astea extravagante. Poate nu toată lumea știe, dar ai stat 4 ani la Londra, adică între Londra și casa asta de la pădure, da, e un drum. Da, da, dar vezi, dacă nu le-aș fi trăit pe alea și nu m-aș fi dus... Eu am călătorit destul de mult prin prisma a ceea ce fac, am călătorit în foarte multe țări. Slavă Domnului, am avut ocazia și binecuvântarea să pot să ajung în atâtea locuri. Dacă nu le-aș fi trăit, n-aș fi înțeles treaba asta. Bine, păi atunci reconfigurăm traseul și hai să vorbim un pic despre perioada asta în care, pentru că am văzut un interviu de acum niște ani, cred că la Lorena Buhnici, în care spuneai că tu vrei să pleci din țară. Da. Erai aceeași Sânziana Negru, versiunea de acum, nu știu, 7-8 ani. Corect. Nu mai doresc. Deloc. Nu. Dacă e să plec, poate doar la țară, la bunicul meu. Doamne, cât se schimbă prioritățile. Doamne, cât se schimbă. Se transformă, nu se schimbă. Se transformă, așa e, se transformă. Eu mi-am dat seama că în România se trăiește foarte bine. Și mi-am dat seama că suntem liberi aici. Mi-am dat seama cu atât mai mult acum, de când m-am întors din America Express, cât de binecuvântați suntem aici în țara asta în care avem de toate și ne plângem în continuu că nu avem. Sigur, putem să comparăm, că acolo e mai bine, că acolo e mai bine. Nu, noi trăim foarte bine aici. Nu ne lipsește... Ok, nu o să intru în toată treaba de politică. Suntem bine cum suntem aici. Și mie îmi place să trăiesc în România. Îmi place să trăiesc aproape de familia mea. Nu știu dacă m-aș putea regăsi atât de ușor printre străini. Și Londra... Și visul meu era Londra până acum niște ani. Acum prea mai vine să mă duc la Londra. De ce? Nu știu. Mi se pare că am găsit alte locuri mult mai frumoase. Așa cred și eu. Nu? Da. Bun. Cum a fost să stai 4 ani în Londra? Aglomerat. Cu visul de a sta acolo, de a rămâne acolo.
A fost foarte aglomerat. Londra este un oraș cu toate rasele de oameni, cu toate tipologiile de oameni, cu oameni extrem de bogați, extrem de săraci. Vezi tot acolo. Și nu este un loc în care eu să-mi găsesc liniștea, de exemplu. E prea mult pentru mine, toată nebunia asta. Ți se pare că sunt mai fericiți decât, nu știu, vecinul bunicului de la Zărnești, din Republica Moldova? Depinde pentru fiecare ce înseamnă fericirea. Nu știu, împăcați, mai... Nu cred. Nu cred. Nu cred că sunt mai împăcați, nu. Dar, na, ei n-au un bunic în Republica Moldova. Ei nu știu cum e, poate să trăiești pe o prispă, într-o sâmbătă. Știi? Adică n-au noțiunea asta. Fiecare trăiește în realitatea pe care și-o creează. Uh-huh. Eu am gustat din mai multe realități și am ales că asta mă împlinește și mă mulțumește cel mai mult. Se spune că nu putem să fim fericiți fără să fim buni și să încercăm mereu să devenim frumoși. Iar frumusețea este un fel de taină a binelui, adică trebuie mereu să căutăm frumosul, nu să ne înfrumusețăm neapărat, nu vorbim de industria de beauty aici. Și mi se pare că din descrierea ta a locului ăsta patriarhal din Republica Moldova, oamenii ăia trăiesc binele. Uite, cred că în Moldova oamenii, sau mai ales la țară, cred că oamenii trăiesc foarte aproape de lucrurile naturale, de cum ne adică e dat. Adică de frumos așa cum e, da, el frumos. Da, pentru că ne-am modernizat. De când avem internet, avem acces la orice, la oricine, oricând, știi? Ori acolo încă lucrurile stau pe loc. Și oamenii cred că sunt un pic mai mult în spatele timpului, știi? Încă nu s-au alterat toate lucrurile alea frumoase, simple, naturale. Așa cred. Așa văd că se întâmplă la mine la țară. A trebuit să faci o facultate de comunicare ca să-ți dai seama că de fapt acolo e adevărata comunicare. Măi, sincer, trebuia să fac o facultate. Ai mei au exclus varianta în care, evident, nu se poate și atunci am zis, bine, mă uite, mă duc la facultate. Da. Apropo de asta, de fericirea care înseamnă să căutăm binele și să încercăm să devenim mai frumoși, ce ai încercat tu să devii la Londra? Pentru că, iarăși, asta mi se pare fascinant în toată devenirea asta ta, până să ajungi la anii ăștia, cei mai frumoși, așa cum ai descris la început, mi se pare că tu ai încercat foarte multe lucruri, te-ai căutat. A fost un fel de proces de ăsta, continuu de încercare și eroare, trial and error. Cred că sunt un om foarte curios. Și cred că am ajuns unde sunt și am încercat foarte multe lucruri pentru că am vrut să-mi satisfac curiozitatea în mai multe domenii. Oare pot să fac asta? Ia să încerc. Îmi place? Nu prea îmi place. Încerc altceva. Când eram la Londra, făceam naveta, lucram și la o televiziune de muzică. În România? În România, da. Și... La Music Channel, nu? Exact, da. Făceam de toate. Eram și reporter, și prezentator, și pe teren, și în studio, și producător. Făceam... Agent de muzări erai? Nu. Nu. Și uite, aia a fost o perioadă care m-a dezvoltat și mi-a deschis cumva foarte mult drumul spre domeniul ăsta în care activez și acum, că ele sunt înrudite, uh-huh, lucrurile destul de mult. Și nu știu să-ți răspund la întrebarea ce căutam eu să fiu, ce căutam în viața mea. Încercam lucruri. Puneam o presiune foarte mare pe mine că mă apropii de 30 de ani și nu știu ce vreau să fac, nu știu încotro să mă duc, ar trebui să am o familie sau n-ar trebui, ar trebui să am deja o casă sau n-ar trebui. Sunt problemele milenialilor. Da, da. Erau... Generația Z nu mai are problemele astea. Am văzut. Mult mai relaxați. Am văzut. Ce bine de ei. Nu? Da.
Eu încercam, am încercat, e adevărat, ai zis foarte bine, ai punctat bine, am încercat foarte multe lucruri. Ce nu ți-a ieșit? Cu toată vulnerabilitatea ta, poți să spui lucrul ăsta. Uite, nu gândesc, nu mi-a ieșit asta, pentru că nu am acordat suficientă energie în direcția aia. Cred că acolo unde mi-am pus atenția și energia a ieșit. Orice lucru pe care mi l-am propus și într-adevăr am zis vreau să fac treaba asta, a ieșit. E a doua oară când spui asta în podcastul ăsta și e prima oară când îți spun că eu mi-am notat aici dintre temele de discuție. Era asta. Crezi, Sânziana, că energia curge acolo unde se îndreaptă atenția sau acolo unde se îndreaptă intenția? Deci, n-am pus destulă energie, asta înseamnă că nu ai pus destulă atenție. Sau, adică, crezi mai degrabă în intenție, la modul de manifestare. De... Intenție. În intenție, da. Pentru că... Atenție înseamnă mai degrabă muncă, exact, de zi cu zi. Exact, nu. Și nu sunt o persoană foarte muncitoare. N-aș spune că sunt o persoană foarte muncitoare. Sunt un om foarte emoțional. Și... orice lucru pe care am vrut să-l fac, l-am simțit. Întâi l-am simțit. Uh-huh. Vreau să mă duc pe drumul ăsta, mă duc acolo. Ce zodie ești? Nu că m-aș fi ceva. Vărsător. Aer, zburat. Înseamnă că urmează ziua ta, nu? Da, în februarie. Pe? 11. Da, tata e pe 10. Ah, wow! Pe 10. Și cum e? Tatăl tău. Un om foarte bun. Da? Da, unul dintre cei mai buni, adică cred că cel mai bun om pe ce care frumos. Cunosc, corect, cinstit și cald. Da, da. Uite, eu am crezut foarte mult timp despre mine că sunt o persoană rece, dar nu cred. Din nou, în ultimii ani și odată cu căutarea asta în mine și săpatul ăsta, am ajuns să cred că da, și eu sunt un om cald. Dar sunt rezervată cu oamenii când nu cunosc, când vine să stau așa în banca mea, liniștită. Deci spui că eșecurile tale sunt de fapt lucrurile sau proiectele în care nu ai pus suficient de multă energie. Simțire. Da, da, 100%. Nu cred că a fost ceva, și uite, nici nu consider că e un eșec. Nu-l văd ca un eșec. Adică tu puteai să ajungi ce vrei tu, dacă puneai suficient de multă energie, intenție, atenție. Acolo unde mi-am dorit să mă duc, s-a întâmplat. De fiecare dată. Nu a fost vreun proiect, nu a fost vreun loc, nu a fost vreo conexiune, nu a fost ceva pe care să vreau să-l ating, să simt cu adevărat în mine că vreau să fac treaba asta, vreau să ajung acolo, vreau să întâlnesc omul ăla și să nu se întâmple. Uite, vreau să întreb pe colegii mei, pe Ștefan și Cătălin. Vreți să vă zic un lucru despre care sigur nu știți că l-a făcut Sânziana profesional? Ce credeți că a fost Sânziana? Că a mai făcut? Ce-ți vine prima oară în minte, Ștefan? Fotograf. Păi asta e... Asta face. Cătălin? Industria modei. Păi asta este by default. A fost cântăreață. Da, vorbesc serios. Acum... Mulți ani. Acum... Mai mult de 10 ani. 2012, 13. Mai mult de 10 ani. Da, da. A fost o tentativă și cred că a venit ca un derivat din faptul că lucram la o televiziune de muzică și consumam foarte multă muzică, foarte multă muzică și stăteam cu orele în studiourile oamenilor și vedeam, făceam parte din creația unei piese, cum se naște ideea, cum se naște un acord și lucrul ăsta m-a fascinat și din nou m-a făcut foarte curioasă cum ar fi dacă. A fost și influența părinților mei, a mamei mai ales, ea își dorea foarte mult să devin cântăreață. Dar încearcă și tu, dar du-te și tu, vezi, poate ai talent. Și am încercat. Și crezi că n-ai ieșit, sau mă rog, n-ai continuat pentru că n-ai pus suficientă simțire? Nu eram pasionată. Nu erai pasionată? Nu eram. Deci nu stăteam a fost din ego? Da. Dacă vrei, da. Uite, a fost o chestie din orgoliu, făcută din orgoliu. Nu stăteam
să caut idei, nu stăteam să repet, nu stăteam să cânt cu orele, nu stăteam să... Nu. Eram... Ți-ți plăcea ideea, strălucirea... Era ideea, da. Ce mișto e să fii cântăreață. Știi? Ce cânti? Acum mai cânti? În duș? Pe prispă? Nu. Ai prispă la casă? Da. Da. Pe prispă. Nu mai cânt. Consum foarte multă muzică. Extrem de multă muzică. E o altfel de terapie pentru mine. Nu stau în casă fără să ascult muzică deloc. Uh-huh. Dar nu mai cânt. Nu. Așa, poate mai frâdănesc două, trei lucruri, dar... O să te întreb mai încolo. Dragii mei, ne întoarcem în fix 20 de secunde la povestea de viață și de iubire a Sânzianei. Dar voiam doar să vă reamintesc că suntem în luna iubirii și că e cel mai potrivit moment pentru a vă face cadou bilete la concertul unui artist care sigur nu lipsește din playlistul niciunei povești de iubire. Ed Sheeran cântă în România pe Național Arena pe 24 august, iar biletele le puteți achiziționa exclusiv pe site-ul celor de la Eventim. Ne vedem la Ed Sheeran live în România ca să sărbătorim toate poveștile de iubire. Am trecut de Londra, te-ai întors în România, ți-ai dat seama că aici e locul, paradisul. Sau mă rog, cel mai bun loc în care poți să trăiești tu. Cum te-ai apucat de creat conținut? Platformele... De tip social media sau nu știu cum să-i zic. Platformele... sociale erau la început atunci. Abia apăruse Instagram-ul, abia apăruse Snapchat. Era o noutate pentru toată lumea și hop și eu curioasă să vadă cum se operează cu aceste platforme. Aveam și televiziunea în spate. Știam cum să mă joc cu uneltele astea, cum să editez, cum să montez un clip scurt. Și... cred că asta m-a ajutat foarte repede, într-un timp foarte scurt, să ajung la oameni. Și am zis, ok, hai să văd unde mă duce. Și pentru că era la început și pentru că nu erau atât de mulți oameni acolo deschiși să facă treaba asta, am prins o bucățică din domeniul ăsta al online-ului. Dar iarăși, te-ai apucat pentru că îți plăcea ideea, te-ai apucat din plictiseală, te-ai apucat din, nu știu, vreau din, să... Nu, din curiozitate m-am apucat. Tot din curiozitate. Da, m-am apucat din curiozitate și a început să-mi placă. Și pe măsură ce mergeau lucrurile, uite, de exemplu, când m-am apucat, nu știam să montez un filmuleț. Lucrasem în televiziune, am stat cu orele la un montaj de știre... Nu știam eu să pun acolo clipurile, să pun muzică, să fac o poveste. Și mi-am dat seama încet, încet, măi, mie îmi place să creez povești. Îmi place să mă gândesc la o idee, unde mă duc, caut un pic de emoție, vreau să transmit asta, cum transmit asta, cum vine piesa, cum se îmbină toate lucrurile astea. Și... am vrut să devin din ce în ce mai bună la asta și pe măsură ce mai puneam un filmuleț pe internet și oamenii reacționau și primeau acel lucru așa cum îmi doream eu, vezi tu, până la urmă, cred că era o nevoie de apreciere și de iubire. Ce căutăm cu toții în viață, de fapt, știi? Să fim iubiți și apreciați și recunoscuți pentru ce facem. Și mi-a plăcut foarte mult și am început să repet în fiecare zi. Ca un exercițiu. Azi ce fac, azi ce fac. Și foarte repede au venit și brandurile. Asta voiam să te întreb. Când, după cât timp a venit repede. Prima colaborare? Repede, după câteva luni a venit o colaborare cu L'Oreal, cred că pot să zic, cu L'Oreal România. A, direct, sus, așa? Da. Da, a venit instant. Țin minte și acum că Mihaela Munteanu, poate o cunoști și tu, mi-a zis, vreau să fii a mea, îmi place atât de mult de tine, ce frumos. Vreau să fii a mea. Și eu habar n-aveam ce înseamnă,
a ei. Hai, bine, vreau și eu. Și așa a început. Adică să fii influencer L'Oreal. Da, da, da. Tare. Da. Și așa a început, azi o campanie, mâine o campanie, am atras alte branduri și ușor, ușor s-a construit pe parcursul ăsta. Faină povestea. Pare așa, că ai făcut effortless ceea ce ai făcut. Dar ceea ce extrag eu din povestea asta ta, de facultate te-ai apucat mai degrabă din curiozitate, nu că ți-ai fi pus pasiunea la bătaie. Cam tot ceea ce ai făcut, da, a fost din curiozitate. Deci poți să faci lucruri, să ajungi cumva pe șina ta, și dacă nu-ți place nimic. Pentru că noi părinții mereu căutăm să le spunem copiilor: da, vreau să văd ceva, pentru ce azi, pentru ce te pasionează, da, să încotro te îndrepți. Poți să faci lucruri și din curiozitate. Eu n-am știut, uite, eu n-am știut foarte mult timp ce vreau să fac în viață. Pot doar să zic că atunci când eram copil, la întâlnirile din familie, eu le dansam tuturor. Le dansam, făceam spectacole. Asta nu era suficient încât să zic vreau să fiu artistă. Prin balerină. Nu m-a atras niciodată baletul. Și da, cred că m-a salvat curiozitatea. Asta cred că e. Am experimentat foarte multe lucruri și noi toți avem de-a lungul vieții avem o căutare din asta pentru a ajunge la noi. Cine suntem noi de fapt? Cine sunt eu? Cu adevărat, ce vreau să fac în viața asta? Ce mi-aduce plăcere? Ce mi-aduce împlinire? Ce vreau să dau mai departe oamenilor? Și experimentând, am ajuns aici. Asta profesional. Dar da. În relații ce ai căutat? Mi-ai spus la început că mereu ai avut ideea asta de familie completă și asta ai căutat, înspre asta ai tins. Cred că ideea de familie completă am avut-o mult mai aproape de momentul nostru prezent, pentru că mama mi-a zis foarte mult timp: copiii îți schimbă viața complet, tu nu o să mai fii nimic, mai ai timp, ai o grămadă de timp. Asta e așa o capcană foarte mare, mai ai o grămadă de timp, tu nu știi cum e să îți crești copiii. Și am pins foarte departe de mine. De ce crezi că ți-a zis asta? Ca să te protejeze? Ca să mă protejeze, da. Mama este primul copil dintr-o familie de 8 copii. Având 7 frați, ea, în copilăria ei, i-a crescut pe ceilalți. Era cea mai mare. Ea cea mai mare. Și atunci, înțeleg. Cred că i s-a furat copilăria. Și cumva nu și-a dorit același lucru pentru mine. Și-a dorit să copilăresc cât mai mult. Și slavă Domnului, am copilărit până pe la 30 și ceva de ani, când am înțeles, băi, stai un pic, că la 30 nu e bine să copilărești. E bine, dar nu în sensul ăsta de familie. Și bine că am înțeles măcar acum treaba asta. Și am ajuns să-mi doresc pentru mine să creez mai departe bazele. O familie, copii și așa mai departe. Abia acum? Până acum ai fugit de asta? Nu știu dacă am fugit. Dar aveai mereu inconștient. Inconștient, da, am fugit. Am fugit. Aveai cuvintele mamei în cap. Da, da, ai timp. Se schimbă tot. O să-ți fie greu. Tu nu o să mai contezi. Și mi-a fost frică. Mi-a fost foarte frică să mă gândeam, Doamne, cine o să fiu? Oare cine o să fiu? Știi? Și ce înseamnă să spună cineva, mă rog, mama? Mama, păi este astea, cel mai puternic pilon al tău. Poate dacă ți-ar fi spus o prietenă, nici nu conta. Evident, evident. Din nou, sapă la terapie, descoperă de ce, cum. Bun, și atunci revenind la întrebarea mea, ce căutai în relații? Că e clar că fugeai de
întemeierea unei familii în ceea ce înseamnă ea familie, mama, tata și copilul. Sau părinte 1, părinte 2, copil. Căutam conexiune. Căutam... Aș vrea să zic un parteneriat, dar nu eram conștientă de ce fel de parteneriat caut eu. Conexiunea cred că e ce căutam și îmi doream să simt iubirea asta pe care am simțit-o mereu de la tata și mă bucur că el a pus bazele astea puternic în mine, în care... Știi cum, fetele, relația pe care o ai cu partenerul tău o să semene foarte mult cu relația pe care ai avut-o cu tatăl tău și mă bucur că din punctul ăsta de vedere am simțit că el a fost acolo, mi-a oferit afecțiune, mi-a oferit atenție, mi-a dat aripi și am simțit treaba asta până când n-am mai fost și chiar și acum și asta am și căutat în relațiile mele, să fie... tata în ele, dacă vrei, știi? Să simt iubirea aia, și să simt... Și din terapie ce ai învățat? Că e bine să cauți asta sau nu există bine sau rău? Pur și simplu... Nu pot să zic că... știu că asta e sănătos. Știu că asta este ceva sănătos ce caut și știu că relația cu tata a fost una sănătoasă. Dar nu e ușor să găsești pe cineva. Acum eu te întreb ca tată de fete. E bine să-ți crești fetele în ideea asta de... Era un cartonaș pe Instagram, dar nu mai țin minte, care spunea că, mă rog, primul bărbat din viața mea a fost tata și nimeni nu m-a iubit cum mă iubește, caut pe cineva care să mă iubească cum a iubit tata. E sănătos asta să le oferi iubire necondiționată fiicelor tale și apoi ele să se arunce în viață și să își dorească iubirea aia perfectă? Păi cred că nu e ușor de găsit, bănuiesc. Cred că întrebarea poate să fie simplificată. Iartă-mă. E sănătos să oferi iubire? Păi asta știu că e sănătos. Evident că e. 100%. Eu n-am niciun dubiu. Este căutarea lor mai departe. Datoria ta... Nu-i problema mea. Da, datoria ta este să... ai abundența asta de iubire. Uh-huh. Așa cred. Nu sunt părinte. O să... Păi nu, dar ești fiică. Da, dar eu cred că asta este ceva ce face un copil să se ducă puternic și curajos în lume când știe că are spatele tatălui acolo, știi? Cred asta. Ce frumos ai zis. Foarte frumos. Da. Așa e. E un spate invizibil, dar e atât de puternic când e plin de iubire, știi? Încât simți că poți să faci foarte multe lucruri și te duci cu curaj în viață. Da, ai plecat vreodată, ai fugit vreodată dintr-o relație pentru că părea să devină mult prea serioasă și să drumul ei să se îndrepte către o familie de care tu de fapt fugeai, că așa ți-a zis mama? Da. Da, am plecat. Am plecat pentru că simțeam că nu sunt pregătită, pentru că mi-era frică, pentru că simțeam că nu am o carieră, nu am nimic al meu, că trebuie să-mi demonstrez mie lucruri până să fac un copil sau o familie, știi? Sigur că ele puteau să meargă în paralel, dar nu cred că aș fi avut energia și preocuparea să le fac pe ambele. Apropo, de unde curge energia? Acolo unde se îndreaptă intenția, exact, sau atenția? Exact. Da, da, am plecat. Am plecat dintr-o relație de 6 ani tocmai pentru că am zis, o să mă pun pe mine pe primul loc, să văd ce sunt capabilă să fac în viața asta. Nu simțeam deloc nevoia de a fi mamă. Nu aveam instinctul ăsta matern de vreau un copilaș lângă mine. Poate așa a fost pur și simplu parcursul meu până acum. Poate... Nu m-am îndoit și nu am regrete vis-a-vis de cum s-au desfășurat lucrurile în viața mea. Mă bucur foarte tare că sunt acum unde sunt, mă bucur că sunt prezentă și conștientă de toate lucrurile astea. Din conversațiile, asta nu e o întrebare personală, e o întrebare pe care ți-o adresez, nu știu,
având o comunitate atât de mare și prețioasă în social media, în conversațiile tale cu comunitatea ta, de ce crezi că femeile amână din ce în ce mai mult să facă un copil? Pentru că vor mai întâi carieră, pentru că societatea sau părinții sau le-au spus asta, pentru că, nu știu, copilăresc mai mult, pentru că vor să se bucure de anii ăia 20-30. Eu nu știu dacă este... Sau pentru că bărbații nu sunt pregătiți. Nu știu dacă e ora. Și asta, da. Adică e maturi. E un punct bun de vedere. Cred că femeile, într-adevăr, vor să trăiască mai mult pentru ele. Vor să obțină mai multe lucruri pentru ele. Cred că au înțeles că pot face multe lucruri și singure. Și din nou, asta este o capcană. Pentru că și eu am fost acolo și am avut foarte mult timp impresia că dar n-am nevoie de o relație, n-am nevoie de un bărbat, pot să fac atâtea lucruri singură. Și asta eu caut o știre acum. Și asta este o capcană. E o capcană în care cad multe fete în căutarea asta de independență și sigur, e foarte frumos și este de dorit să faci lucruri pentru tine, dar asta nu înseamnă că trebuie să excludă o familie sau copii. Știi știrea zilei? Știrea zilei e că... Stai așa. E un studiu publicat undeva în Marea Britanie, tu știi că ai mai fost acolo, care spune că femeile singure sunt mai fericite și mai sănătoase. Statutul de femeie singură eliberează femeile de a simți așteptările celorlalți și respectă regulile tradiționale cu privire la mariaj și de a respecta. În loc de a avea un job stabil, a face treburile casei și a avea grijă de copii, acestea aleg acum să-și trăiască viața și cum să formeze o armonie între viață și muncă. Sunt independente și aleg cum să-și cheltuiască banii așa cum vor, fără a se certa cu cineva și nu se epuizează emoțional. Eu asta le-a dat la studiu, că femeile singure sunt mult mai fericite decât care trăiesc singure. Eu cred că după mulți ani în care femeile au fost cumva supusele într-o familie, cred că e și ca o revoltă așa sau ca o revoluție așa a feminismului acum în care putem, vrem să facem și e foarte frumos, adică nu spune nimeni că el nu trebuie să se întâmple, dar și nici nu știu cum funcționează pentru marea majoritate a femeilor, dar eu am fost în baricada asta a femeilor care sunt singure și s-au bucurat de singurătate tocmai pentru a atinge lucrurile astea. Îmi fac banii mei, am lucrurile mele, vreau să le cheltui eu singură, mă duc unde vreau, nu mă întreabă nimeni la cât vin, unde mă duc și așa mai departe. Dar e mai frumos în doi. E mult mai frumos în doi. Pentru că eu nu cred că viața asta este făcută să o trăiești singur. Nu cred în asta. Oriunde s-ar duce această independență a femeii și... puterea asta pe care noi am căpătat-o în ultimii ani, cred că natura vrea doi oameni, nu unul, împreună. Cât ai locuit cel mai mult singură? Cred că un an jumate. Și bănuiesc că primele luni sunt extraordinare. Mă rog, dacă nu ești dintr-o relație și trebuie să te pansezi, să te însănătosești, dar cred că e extraordinar în prima parte să dai seama că ești singură, că nu trebuie să stai după nimeni la baie, la... Pentru mine a fost extraordinar tot timpul să trăiesc singură, da. Eu n-am avut nevoie nici de prieteni când am fost singură, am stat cu zilele în casă singură. Nu mă interesa că e vineri seara sau sâmbătă seara și da, mi-a plăcut foarte mult să stau singură. Foarte mult. Și totuși spui că noi, ca indivizi, tindem spre a fi cu cineva. Da, așa cred. Da, tocmai pentru că mi-a plăcut atât de mult singurătatea și am iubit-o când ea a fost, e mai frumoasă viața în doi. E mai grea, dar e mai frumoasă.
Și uite, asta e cred că cel mai bun exemplu, că tu ți-ai construit casa asta singură. Da. Și acum o locuiți în doi. Da. E cea mai mare bucurie pentru mine asta. Nu... Să construiești casa sau să o locuiești cu cineva? Să o locuiești cu cineva. Să o locuiești cu cineva. Mi se pare cea mai mare tristețe de pe lume. Să ai realizări și să n-ai cu cine să le împarți. Îmi vine să plâng numai când mă gândesc la asta, la singurătate și la faptul că ajungi să nu ai cu cine să râzi la final de zi și să te uiți. Da, bă, ce bine că suntem aici. Ce bine că am ajuns aici. Știi? Bine, păi atunci spune toată povestea de la cum ți-ai făcut tu casa singură și te gândeai că o să stai singură în pădure. Nu m-am gândit niciodată că nu? O să stau singură, nu? Nu, nu. Dar de început ai început-o singură. Da, da. Dar uite, nu m-am gândit că o să stau singură în ea. Că era atât de departe momentul în care o terminam, încât mă gândeam, o să văd eu atunci. Nu, am luat dorința. Un prieten mi-a zis, uite, e terenul ăsta aici. Ți-ar plăcea să... Am cumpărat terenul împreună cu cineva. Mm-hmm. Ți-ar plăcea să-l cumpărăm împreună? Da, uite, îl parcelăm, tu acolo, eu acolo, faci ce vrei. Și am luat-o fix, bucată cu bucată, pas cu pas, am luat terenul. Bun, ce înseamnă să construiești o casă? E un proiect un pic ambițios pentru o femeie singură. Și am luat-o pas cu pas, din nou, am făcut rost de un arhitect. A proiectat lucrurile, a venit firma și așa s-a întâmplat. Am ridicat-o în 2 ani de zile. Anul trecut s-a întâmplat cel mai mult din asta. Arată superb casa, ți-am mai zis. Și vreau să-mi spui care a fost cea mai mare bătaie de cap de la început până la sfârșit. După aceea vreau să intrăm și în zona asta de estetică, cum ai decorat-o, cum... Cea mai mare bătaie de cap cred că a fost cu muncitorii. Și vezi tu, să vine o femeie așa micuță, ca mine, pe un șantier plin de bărbați, care sunt obișnuiți cu alți bărbați care vin și le dau ordine, e așa un pic interesant, dacă vrei. Pentru că eu veneam și ziceam, păi eu vreau geamurile mai mari aici, nu așa. Păi nu se poate, doamnă. Nu se poate, noi am proiectat așa. Păi, da, dacă scoatem asta și adăugăm asta și... Cred că le-am dat foarte multă bătaie de cap băieților de pe șantier. Și asta mi-a mâncat și mie cea mai multă energie, pentru că e un limbaj aparte, cel al muncitorilor, la care eu a trebuit să... Pe care a trebuit să-l învăț și să înțeleg... Dar nu ți-am zis nicio echipă de muncitori? Nu ți-a zis, doamnă, dar trimiteți-l pe soțul, vă rog frumos, nu mai veniți. Ba da, da? Ba da, vai, dar dumneavoastră vreți să locuiți singură în casa asta? Dar nu aveți un iubit, soțul, cineva? Zic, nu am. Cum e, discutați? bine, dar erau ușor dezamăgiți, nemulțumiți, așa, trebuie să discutăm cu dumneavoastră, bine, fie. A, credeam că li s-a făcut milă de tine. Nu, că s-ar fi gândit că probabil comunicarea ar fi fost mult mai ușoară cu un bărbat, știi? Dar am zis, pe mine mă aveți, arhitecta mea e tot femeie, așa că, da, și așa s-a întâmplat cu casa. Dar asta a fost un vis ale tale, să ai o casă la pădure, să... Nu, n-a fost un vis să am o casă. Nu. Aveam niște bani strânși și în momentul în care s-a evit ocazia să găsesc acest teren... Păi dacă nu ești vineri seara, normal că ai strâns bani. Și asta. Ce să faci? Da. Am zis, aș putea să-mi fac o casă, așa este. O casă lângă pădure, ce frumos, mie îmi place să stau singură. Mi-ar plăcea să stau izolată aici, știi? Și... pur și simplu, așa s-a întâmplat. Nu mi-am dorit, adică mă gândeam la un apartament, da, să-mi investesc bani într-un apartament sau altceva, dar nu mă gândeam la o casă niciodată. Nu, și pe măsură ce am început să o fac, am prins din ce în ce mai mult drag de ea. De câte ori, nu de câte ori, față de planul inițial, cu cât te-a costat mai mult? Dublu. Da, dublu. Am luat în calcul anumite lucruri pe care le-am schimbat pe măsură ce se construia casa
și nu sunt nicio persoană organizată financiar, organizată în general, nu sunt. Sunt foarte dezechilibrată cu toate deadline-urile mele și cu tot ce fac, dar cumva dau înainte, în tot haosul și în dezechilibrul ăsta al meu, dau înainte, poate un pic mai păgubos din punct de vedere financiar, poate pentru a salva timp cheltui mai mulți bani și câștig în alte direcții timp. Ce ai făcut cu mâna ta în casa asta? Poate să-mi trimiți și niște poze să le punem ca să aibă lumea, ca să nu intre în timpul podcastului pe Instagram la tine, să se întoarcă la podcast. Uite, să știi că n-am făcut atât de multe lucruri pentru casa asta, cât am făcut pentru casa străbunicilor din Republica Moldova, unde am început să vopsesc cu mâna mea, să schimb lucruri pereți înăuntru cu mâna mea. Da. Erau niște stâlpi ai casei cu o vopsea de ani de zile care se scrijelea deja cădea și am dat-o jos și am vopsit de la capăt, tot cu albastru, că îmi doresc să păstrez acest albastru. Mi se pare minunat albastrul ăla al caselor de la țară. De la țară, da. Da, pentru casa asta n-am făcut atât de multe lucruri eu cu mâna mea, pentru că mare parte din ce s-a făcut la interior s-a întâmplat cât eu am fost plecată la America Express. Am plecat într-un stadiu al casei și când m-am întors, am văzut-o foarte mult transformată într-o perioadă de 2 luni și... Ce tare! Da! Și cine a supravegheat totul? Arhitecta mea. Da? Da, Marilena, arhitecta. Și asta a fost și rugămintea, înainte să plec la America Express, le-am zis, nu știu cât o să stau acolo, dar vă rog, din suflet, când vin acasă, vreau să-mi trag sufletul în casa asta, vreau să mă uit în gol la pereți și să analizez tot ce am trăit în America Express și am nevoie să fie gata. Și a fost aproape gata când m-am întors. Ce tare, ce cadou. De fapt, ăsta a fost premiul. Să știi că uite, e o perspectivă bună la care nu m-am gândit. Da, ăsta a fost un cadou foarte frumos din partea echipei. Fain. Eu credeam că după ce te-ai întors din America Express, ți-ai făcut casa. Nu. Fain. Dar între Instagram și realitate, care e diferența în a locui o casă la țară, la pădure? Vezi tu pe Instagram și ăsta e un dezavantaj al online-ului și de când a apărut internetul, iluzia asta de totul e perfect, lucrurile se fac de la sine. Pare că cineva rezolvă toate lucrurile astea și tu doar ești acolo cu telefonul să faci o poză frumoasă. Doamne ferește! Este atât de multă muncă la o casă și... sunt așa de multe îndeletnicirile astea pe lângă casă, încât m-am speriat, păi trece o zi întreagă încercând să fac lucruri și la final de zi mă gândesc, Doamne, dar nici n-am făcut atât de multe lucruri și a trecut ziua, dar sunt îndeletniciri care dau sens. Astea sunt îndeletnicirile și activitățile care dau foarte mult sens, nu știu, să stau, să sap ceva în curte sau să rezolv niște lemne, niște cu car ceva cu roaba, nu știu. Inexplicabil cât de mult sens dau lucrurile astea. Și cred că sunt și o terapie în sine. Sunt, da. Da. Chiar sunt. Sunt cele mai liniștitoare zile ale mele pe care le petrec. Când muncești acolo, de dimineața până seara pe lângă casă? La casă, da. Și la fel se întâmplă și la țară, la bunicul meu. Mi se pare că nu dau atât de multă valoare și importanță campaniilor sau ce fac eu în social media, așa cum dau acestor lucruri. Adică ai zile în care, nu că nu intri, dar nu-ți vine să postezi pe social media? A, da, vai, și nu postezi? Multe. Nu, niciun caz. Câte zile ai avut cel mai mult pauză? Păi, evident a fost pauza de America Express, în care n-am avut telefonul. Dar am perioade... Dar nici n-ai pus pe altcineva să... A avut cineva acces la contul meu, dar am perioade în care nu postez și îmi iau, mai ales la început de an, uite, câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, nu postez nimic, nici nu vreau să văd. Deci nu trebuie să mă simt vinovat, că nu... Uite, Doamne, de exemplu, eu sunt într-o perioadă în care nu... Simt că nu am lucruri noi de zis, de comunicat din viața mea și sunt zile în care nu...
Asta e o... Am chef să postez, să pun instastory-uri, să vorbesc, să... E o presiune pe care noi ne-o punem singuri, că ni se pare că dacă nu mai activăm, se întâmplă o grămadă de lucruri în absența noastră. Nu e adevărat. Te întreb pe tine, pentru că tu ești șefa la content. Nu sunt în depresie, nu? Simți okay, că ai fi? Nu, da. Uite, eu luna asta, luna ianuarie, mai ales că am avut un an atât de plin și de încărcat, în care am simțit că am trăit cât pentru 10 ani, am zis, voi hiberna și voi mânca și voi dormi și o să las deoparte... Ia să văd câte postări ai anul ăsta. Am, dar nu foarte multe. Hai să le numărăm. Ești cu Instagram în mână? Da, evident. Câte sunt? Nu știu unde ți-e telefonul. Aici, în spate. Ia-ți telefonul și uite de la tine pe cont și zic câte am eu și câte ai tu. Depinde cu ce comparăm mereu. 3, 4, 5, 6. Deci suntem pe 25 ianuarie și am 18 postări. 14. Și eu mă simțeam vinovat că am postat, când am postat în fiecare zi. Deci sunt ziua n-are sub mine. Ca număr de postări. Și aș fi postat mai puțin. Și eu. Aș fi postat mai puțin. Păi nu mai salvează podcasturile astea, că păi da, n-am vezi? Ce posta. Tu mi-apar tot timpul acolo în feed. Că e din bucăți de podcast, că e de pe pagina la ta sugestii. Direct. Nu, mi-apar când postez ceva, mi-apar foarte des. Da, ai un algoritm foarte bun, cred. Da, eu l-am făcut. Să mă scoată în față. Dar, apropo de algoritm, ai simțit că au fost momente când ai fost sclava, suntem cu toții, vrând nevrând, sclavii algoritmului, că ai fost dependentă de algoritmul ăsta, că ți-a dăunat mental lupta asta cu algoritmul, cu a fi prezent, a fi mereu actual, a fi mereu după cum se schimbă algoritmul, să mă schimb și eu. Da, am avut, cred că acum vreun an, mai bine, am avut o perioadă în care intrasem într-un FOMO din ăsta, știi, de dacă nu postez, se întâmplă ceva rău. Dacă nu postez, mi-o iau alții înainte. Dacă nu postez, rămân altele. În urmă. Sau altele, da. Da, rămân în urmă, știi? Eu nu cred că dacă... Măi, dacă îți faci treaba bine, dacă ești autentic, dacă ești real și firesc, orice ai alege să faci, vei ajunge la oameni. Asta vrem, de fapt, să ajungem la oameni. Dacă ești tu în tot ce faci, inevitabil vei ajunge acolo, că postezi azi sau peste 2 luni. Așa cred, așa mi s-a... Am tot probat treaba asta și de fiecare dată când a fost ceva real, a mers. Tu ești relevantă, populară și o autoritate în mediul ăsta de creare de conținut în România de ceva vreme, nu America Express te-a adus aici. Care a fost, nu știu, schimbarea, saltul, input-ul pe care l-ai făcut tu pe social media, care crezi că te-a ridicat cel mai mult? Cred că au fost 2 momente. Primul a fost odată ce am început să pilotez o dronă și am început să arăt perspectiva asta prin 2018. Mă, ce tare, e o fată care zboară cu o dronă și sunt toate clipurile astea de pe unde călătorește ea. Așa. Era o perspectivă diferită, nu erau, nu sunt. Și în continuare nu sunt foarte multe fete care să zboare cu o dronă pe unde se duc ele. Stai un pic, că nu zboară fetele cu dronă, doar drona zboară. Evident, și... evident, da. Da, e interesant. Adică să vezi altă perspectivă. Da, da. Și cred că oamenilor le-a plăcut ideea asta de... Eu am exploatat mult zona călătoriilor. Și adăugat cu dronă, cred că ăla a fost un moment în care m-a expus și mai mult oamenilor și le-a stârnit atenția și curiozitatea în direcția mea. Ăsta a fost primul, al doilea? Ăsta a fost primul și al doilea a fost când am început să creez clipuri pentru campanii în care... M-am gândit ce vreau să transmit eu aici. Ok, e un produs pe care trebuie să-l promovez, dar eu vreau să ating oamenii și să aduc emoție în ce fac. Vreau emoție de la oameni.
nu vreau o reclamă, vreau emoții în reclama asta. Vreau o poveste. Păi și dacă agenția sau clientul îți întoarce... Nu s-a întors. Nu s-a întors nimic până acum, nu? Nu. Nu, cred că am de-a lungul celor 8 ani de când activez în mediul online 2-3 campanii care mi s-au întors înapoi. Nu ne place pentru că e... Mi s-au întors clipuri înapoi pentru că sunt mai bune decât clipurile de campanie ale lor făcute de agenție. Asta mi s-a întâmplat. Simplifică-l. Da, mie îmi plăcea mult de tine și conținutul și cât de creativă erai. Dar motivul pentru că când m-am hotărât să... că aș vrea să fii la podcast, la Fain și Simplu, a fost când te-ai mutat în casă și mi se pare că ai oferit conținutul ăla de coziness care nu seamănă cu nimic din ce oferă creatorii români de conținut. Mi s-a părut așa, o estetică de asta foarte curată, simplă. Și firească. Și firească, da. Pentru că și asta este ceva ce am început să caut în viața mea și automat și în ce transmit mai departe. Firescul lucrurilor. Ne ferim să fim firești. Vrem să arătăm lucrurile diferit, să fie mai... Da, vreau să arate mai frumos. Firescul este cel mai frumos lucru pe care poți să-l transmiți mai departe oamenilor. Asta cu minimalismul e foarte greu de aplicat în România, pentru că întotdeauna mulți am fost crescuți așa, dar vreau și aia, și aia, și aia, și când o să cresc mare o să-mi iau și de aia și o să mai pun de aia. Și atunci, nouă ne-e foarte greu să fim minimaliști. Că noi am avut minimalism când eram mici. Da. Și tu ai reușit să creezi estetica asta în Instagram. Și mie mi se pare minunată, pentru că te uiți la clipurile tale și te gândești, mamă, ce mi-ar plăcea să am și eu un colț de ăsta. Cineva mi-a scris... Nu știu cum poți să trăiești într-o casă goală. Ei, na. Da. Și a fost așa un compliment pentru mine, pentru că exact cum spui tu, eu vin dintr-o familie foarte normală, nu săracă, dar absolut normală. Evident, da, dar eram toți săraci. Da, nu... da, și ai mei și mai ales mama, inclusiv acum, are tendința asta de a aduna lucruri, adun, strâng, cutii, pungi, să fie, dacă ai nevoie. Și când am nevoie, uite, vezi bine că mi le-am aruncat, că ai avut nevoie. Și cred că am fugit un pic de latura asta și am zis, eu nu vreau să trăiesc așa, eu nu vreau să am locuri unde depozitez gunoi. Că în mare parte este gunoi ce strângem. Punem de barac, poate mai am nevoie. Ce nu ai nevoie în ultimele 6 luni din viața ta e gunoi. Ce 6 luni? La cât de repede se întâmplă acum totul și la cât de mult consum există? Aș zice 3 luni. Ce nu ai nevoie arunci la gunoi și aglomerare. Inclusiv haine sau... Inclusiv haine, inclusiv haine, da. Dau și donez foarte multe din lucrurile pe care, că le primesc multe lucruri. Ăsta e în CV. Le dau pentru că mă aglomerează și aici se aglomerează în primul adică, rând. Pentru tine ce a însemnat să te muți în casa asta goală? N-am vrut să aduc nimic din lucrurile de la apartament. Da? Nu, am adus doar niște haine potrivite pentru curte și în rest nu am atât de multe obiecte de mobilier acolo. Nu am... Dar tu unde ții toate alea? La apartament. Nu prea ai dulapuri. Am un dulap, dar sunt hainele strict necesare. Nu mai vreau să aglomerez încă o casă. Și mă țin de treaba asta... Și de congestionarea asta mentală, în primul rând. De toate acareturile, sau cum se zice în românește. Ce ți-a adus mental? Liniște. Claritate. Pace. Asta aduce. E mult mai ușor să vezi ce contează de fapt și ce vrei să faci într-o zi și ce ai de făcut în următoarele zile și săptămâni. Claritate. Începe, este așa de, știi,
avem cu toții la îndemână treaba asta și ți se pare că, da, mă, dar nu e chiar așa. Ba da, chiar așa e. E doar, sunt primele lucruri din jurul tău și din spațiul tău pe care le poți aranja și curăța și ordona foarte ușor ca după aia să... Dacă un noroiul adus de câine și cu cizmele în casă te-ai obișnuit? Da. Da, și cred că sunt și mândră de mine că am așa un soi de răbdare. Mă amuză. La început mă enerva și acum mă amuză că se întâmplă toate lucrurile astea. Mai primesc mesaje. Vai, dar ești atât de calmă. Păi... Păi și asta e o alegere, știi? Să fii exploziv când se întâmplă, când vii acasă și găsești labele pline de noroi ale cățelului pe geam, sau să te amuze și să te bucuri că ți-a lăsat cățelul niște țăracu. Deci te-ai obișnuit și cu jmotru. Eram obișnuită și înainte cu jmotru. N-am fost o femeie care să se dea la o parte de la treburile gospodărești niciodată. Dar e prima oară când stai la o casă. E prima oară când stau la o casă, da. Pe care, așa cum ziceam la începutul acestui segment, ai început-o singură, ai construit-o singură și acum o locuiești în doi. Da. Pentru că niciodată nu te-ai gândit că vei trăi singur acolo. Așa e. Vezi ce înseamnă să manifesti? Măi, asta cu manifestatul, eu încă nu știu dacă... o practic sau nu. Nu-mi dau seama ce înseamnă cu adevărat manifestat. La tine funcționează? Păi tocmai ai zis că energia merge acolo unde spui intenția. Așa este, dar vezi, n-am manifestat. Nu mi-am dorit o casă la pădure. Nu... S-au ivit niște lucruri și a apărut intenția mea. Da, ok. Vreau. Da, mă duc acolo. Știi? Cred că așa a funcționat în cazul meu. Și la fel și în cazul întâlnirii cu Ștefan s-au ivit niște lucruri astfel încât intenția ta a ajuns acolo. Da, da, da. Și spui că e mult mai bine să locuiești în doi. Pentru tine. Pentru oricine cred că e treaba asta. Să ai cu cine să-ți împarți și înfrângerile și victoriile și frustrările și bucuriile. Și ce mi se pare iarăși foarte fain în povestea asta, că te întrebam înainte de podcast dacă tu ești un om organizat și ai zis că nu. Da. Nu ești nici organizat, nici nu la sunt. Timp, nici... Da. Nici la timp. Terapia este singurul loc. Și astăzi am ajuns la timp, am ajuns la și 2 minute. Dar terapia este singurul loc din activitățile mele în care eu ajung cu 5 minute mai devreme și stau în fața blocului și aștept să se facă fix. Nicăieri altundeva? Nicăieri... Nici la prima întâlnire? Nu! Ai întârziat și la prima întâlnire? Sunt o persoană foarte dezorganizată și extrem de nepunctuală. Și totuși, dacă un om dezorganizat, nepunctual, delăsător sau spune-i cum vrei, a reușit să își organizeze viața atât de fain, înseamnă că se poate. Păi asta zic că eu nu știu dacă sunt un om bun de echipă. Nu știu dacă reușesc să fac o echipă atât de bună cu cineva. Am făcut mare parte din lucruri după ordinea din capul meu singură și am funcționat bine. M-am locuit pe mine bine până acum. Cu cine te înțelegi bine din lumea asta a creatorilor de conținut? Există, ai prieteni? Da, da, am prieteni. Depinde, prieteni foarte apropiați, am 3 sau 4 prieteni în viața mea cu care întrețin relații. Nu sunt influenceri? Nu. Nu. Nu, sunt oameni simpli. Dar în momentul în care ai mers cu Laura la Laura Giurcanu, la America. La America Express. Nu ți-a fost teamă? Acum, sigur, voi vă cunoșteați. Nu știu dacă erați cele mai bune prietene sau nu. Nu știu dacă sunteți cele mai bune prietene sau nu.
dar nu ți-a fost teamă, băi, totuși mă duc cu un om și trebuie să stau 2 luni de zile acolo, eu, o persoană care la momentul respectiv sunt singură. Mi-a fost teamă să nu ne certăm, că... Na, evident, asta este primul lucru la care te gândești când mergi 2 luni cu cineva acolo. Cum mă voi înțelege cu acest om? Va trage cu mine? Va trage spre el? Va trage cu echipa? Dacă eu sunt slabă, o să știe să mă ridice? Au fost toate întrebările astea. Mi-a fost frică, da. Frică mi-a fost. Dar cred că am avut și curaj. Uh-huh. Să merg cu ea. Dar și... de ce te-ai dus? Că nu e genul tău de expunere. Din câte mă prind nu eu. Este. Nu este genul meu de expunere și nici nu aveam curiozitatea spre vreun proiect de televiziune. Totuși avea acea latură de extremă și de adrenalină pe care eu o caut așa în experiențele mele de zi cu zi. Și... cred că e unul din puținele formate de televiziune care mi-a captat așa interesul și atenția și pe care l-am urmărit constant de-a lungul anilor. Nu în întregime, dar așa, cât să-mi fac o idee. Și da, au fost multe frici pe care le-am avut înainte și în privința Laurei și în privința mea au fost foarte multe frici. Cum mă voi comporta eu? Voi ști să fac față la anumite lucruri? O să mă pun într-o postură nu știu de care? O să arăt foarte mult din tot ce înseamnă intimitatea mea, personalitatea mea? Dar vine și cu foarte multe riscuri. Da. Pentru că dacă ar fi doar aventura în sine, te cred pe cuvânt că te-ai fi dus cu ochii închiși. Dar un astfel de format te expune la un public la care, care nu te cunoaște, care nu știe povestea. Da. Așa cum ți-o știe publicul ăsta de la Fain și Simplu. Da, sau comunitatea care mea. Care are răbdare, sau comunitatea ta, da. Care are răbdare de ani de zile cu tine și știe toate amănuntele și fricile și când te duci la terapie și când te ceri cu muncitorii. E un public care te vede pentru prima oară. Corect. În câteva episoade, în niște secvențe tăiate. Cum ai făcut față? Cum ai negociat expunerea asta? Știi? Să ieși ca și cum ai ieși dezbrăcată în piață. Noi cât am fost acolo, am trăit experiența asta cât mai aproape de cum mi-am dorit. Cum mi-am dorit? Să asimilez cât mai mult din joc, să asimilez cât mai mult din locurile pe care le văd și să înțeleg... America Express este o emisiune despre oameni cu oameni pentru oameni. Și tot ce se întâmplă acolo este prin intermediul și ajutorul oamenilor. Noi, niște oameni, cerem ajutorul altor oameni. Și mi-a plăcut foarte tare treaba asta. Legată de umanitate, dacă vrei, știi? Și cred că am fost echipa sau una din echipele care s-a bucurat cel mai mult de experiență. Chiar cred cu tărie treaba asta. Mi-aș fi dorit să se vadă mai mult în felul în care a fost montată emisiunea toată interacțiunea noastră cu localnicii. Nu s-a văzut prea mult din ea. Dar au fost foarte multe momente în care am creat conexiuni, legături, am râs, am plâns cu oamenii de acolo și asta m-a făcut să mă duc. Nu mi-am dorit să am un proiect de televiziune, nu mi-am dorit. Am fost atât de confortabilă în bula mea de online și atât de aproape de comunitatea mea și atât de sinceră relația asta și atât de o loialitate din asta. Pe care tu o controlezi. Pe care eu o controlez, relație evident. În televiziune nu mai controlezi. Nu mai controlezi nimic, așa este. Și vezi tu, este un material în controlul altor oameni. Care... Și ce ți se pare că a ieșit din control? Nu știu dacă a ieșit... Sau a scăpat de sub control? Nu știu dacă a ieșit neapărat ceva de sub control. Cred că mi-aș fi dorit să fie mai mult din legătura noastră cu ce s-a întâmplat acolo cu oamenii. Asta mi-aș fi dorit să fie. America Express e o experiență cu foarte multă
disperare, dacă vrei, adrenalină, șoc, știi, sunt toate lucrurile astea luate. Dar e mult și despre Dar e mult și despre asta, da. Umană. Și mi-aș fi dorit să fie mai mult și despre asta. Da, da, America Express nu-i podcast, nu-i fain și simplu. Știu, dar eu n-aveam, nu anticipam. Eu știi de ce cer să stau foarte departe de televiziune? Deși am avut un moment în care era cât pe ce să-mi ia biletul pentru Asia Express, nu pentru America Express. Da. Și pe an ce trece, e adevărat că mi se pare că aici sunt într-o zonă de asta călduță, pe care eu o controlez. Mi-e teamă uneori că e chiar o zonă de confort. Dar încerc să fug de televiziune pentru că imediat ce ieși din comunitatea asta a ta, ok, poți să-i zici și bulă, se pare că lumea începe să pună taguri, etichete. Știi? Pe care nu ți le dorești sau pe care tu nu le mai... Vrei să-ți dau un exemplu în cazul tău? Anunțul plecării tale la, sau castingului la America Express a fost așa. Cine este? Sunt Ziana Negru, concurentă la America Express. A fost iubita lui Smiley. E un exemplu, după da. Un deceniu și nu știu cât a trecut. Da. Acum nici nu are sens să intru în felul în care se scriu știrile în România. Eu după America Express am avut chiar ca o frică, o teamă din asta de a mai spune anumite lucruri personale pe contul meu de Instagram, uh-huh. Pentru că se scoate foarte mult absolut din context. Da. Se ia doar o frază și se creează o știre din asta fără să înțelegi despre ce vorbeam de fapt. Și teama asta m-a făcut și să mă gândesc foarte bine dacă să vin la acest podcast cu tine, știi? Pentru că asta îți face internetul și expunerea. Se pot lua foarte ușor lucruri din context și se creează alte lucruri. Da, dar pentru asta trebuie să ai răbdare, să te uiți 2 ore la un podcast. Să știi că nu prea au răbdare. Crezi? Da, îți spun eu, sigur. Ziariștii care scriu știri din podcasturi, le scriu din tăieturile alea pe care le punem noi pe social media. Puțini au curiozitatea, dedicarea să ascult, măcar de a asculta tot podcastul. A fost într-adevăr un val de atenție foarte mare cu care eu nu eram obișnuită, pentru că tot ce am creat în domeniul online, oamenii pe care i-am strâns acolo, rezonează cu ce le-am dat eu. Ori oamenii care au venit acum nu mi-au înțeles neapărat limbajul, știi? Și cu cât ți-au crescut urmăritorii? Cred că a fost un cumul, pentru că știi că odată ce un clip se duce în funcție de algoritm în chestia de search, ajunge la foarte mulți oameni și, uite, clipurile pe care le făceam cu casa sau așa se duceau spre milioane versus emisiunea. Nu cred că foarte mulți oameni au venit de la emisiune, ci de la stilul meu de viață pe care l-am avut cu casa, cu câinele, cu... Mie mi se pare că, în continuare, cred că emisiunea cu cel mai bun casting din România, pe lângă producție... Este impresionant! Este impresionant, dar mi se pare că voi două, dar mai ales tu, Sânziana, ați fost cele mai neașteptate prezențe acolo, în castingul din sezonul ăsta. Așa și probabil ăsta a fost și motivul pentru care ați câștigat, că nu erați din filmul America Express. Așa este și... cred că odată cu treaba asta foarte multă lume nici nu a înțeles limbajul zonei din care venim noi. Crezi că te-ai ales cu etichete după America Express? Nu. N-aș spune. Nu. Au fost într-adevăr tone de comentarii și cred că multe dintre ele m-au deranjat să văd că vin pe partea asta de aspect fizic. Am fost șocată să văd cât de multă lume se poate lega de aspectul nostru fizic. Dop și plop. Femeia cap de mort. Eu. Dop și plop? Da, că eu sunt mică de statură și Laura e înaltă.
extrem de multe comentarii legate de aspectul fizic. Bineînțeles că toată lumea spune nu le citi, nu te uita în direcția asta, dar ești om. Nu prea e cum. Ești om și ești tot un caz om. În păcat, seara înainte să mergi la culcare, hai să văd totuși. Nici nu vreau să fiu, nu vreau să mă mint, m-am dus la o emisiune pentru oameni. Aceștia sunt oamenii. Iată, ei scriu. Adică nu poți să zici nu citi. Că, până la urmă, pentru oameni te-ai dus, da, e despre tine, despre a-ți împinge limitele, despre a trăi tot ce se întâmplă, joc și așa mai departe, competiție, competitivitate. Da, dar e pentru oameni. Dar în rest, în viața asta a fost vreo etichetă de care ai încercat să scapi? Nu m-am concentrat pe etichete. Au fost, mi le-au pus oamenii ca și cum le-am cerut eu, ca și cum e o geantă pe care, uite, ți-o dau, poartă, știi? Nu m-am concentrat pe ele, m-am concentrat de fiecare dată să-mi fac treaba bine. Asta m-a ghidat până acum în tot ce am făcut. Fă-ți treaba bine, să fiu eu mulțumită. Și... Dar acum curiozitatea unde? Pentru că tu mereu ai fost curioasă, ai mai adăugat ceva sau ai mai schimbat ceva, te-ai transformat mereu. Acum... te ține curioasă. Ce vreau să fac mai departe? Da. Anul ăsta o să fie un an de repaus. Va fi un an de repaus, să mă bucur de toate lucrurile pe care le-am făcut. Stai, e un an sabatic sau ce? Anunț că te retragi? Nu, dar vreau să stau un pic, să asimilez tot ce s-a întâmplat anul trecut. Am făcut foarte multe lucruri anul trecut și... vreau să stau să mă bucur în primul rând de casă, vreau să fac sport mult anul ăsta, pentru că mă simt așa... Ok, am fost la America Express, m-am dus fără nicio pregătire fizică, deloc. Ștefan chiar îmi zicea, măi, tu nu faci nimic în direcția asta, nu o să poți să faci lucruri fizice acolo. Le-am făcut. Asta sună părinte, nu faci nimic în direcția asta. Da, el își dorea să mă... Când aud vorba asta, am așa furnicături pe șirea spinării. Da. Și asta vreau să fac anul ăsta, să mă liniștesc. Să faci ceva în direcția asta. Să mă... Și în direcția aialaltă? Poate și în direcția aialaltă. Acolo e o direcție în care, din nou, trebuie să existe un firesc și un curs natural. La care direcție te referi? Tu la care te referi? La direcția... 3. Da. Da? La aia? Da. E un natural și un firesc care trebuie să curgă. Și apoi direcția 4 și într-un și final așa. Direcția 5. Da. De ce nu? Curte există unde? Eu am direcția unde? 5 deja. A, serios? Păi da, mama, tata și 3 copii, nu? Sunt direcția 5. Sau tu te refereai la altă direcție? Nu, tot la asta. Da, vezi, oricât fugi, tot în direcția asta... Uite, asta, treaba asta legată de familie și de copii și cât de importantă este latura asta, am conștientizat-o foarte tare în America Express, pentru că noi în fiecare seară ajungeam la oameni acasă și acei oameni care ne primeau în casele lor ne spuneau, stați puțin să-mi chem familia să vadă cine a venit la mine. Și asta se întâmpla fără excepție în toate casele în care ajungeam. Vrei să spui soțului, copilului, iubitei, fratelui, uite cine este la mine. Și toată familia se aduna în jurul mesei să le cunoască pe aceste două fete venite de pe alt continent. Înțelegi? Și atât de mult m-a impresionat cât este despre familie. Oamenii ăia nici nu n-au ieșit din orașul lor odată în viață să călătorească, măcar să vadă toată țara lor. N-au ieșit din orașul, din bula lor, deloc. Pentru ei totul era despre familie. Și m-a impactat foarte tare treaba asta și mi-am dat seama, băi, cu asta rămâi, asta contează. Ăștia sunt pilonii cei mai puternici din viața ta. Oricâte lucruri ai căuta să obții pentru tine, ăștia sunt pilonii cei mai importanți. Schimbând subiectul. Te rog. Ești și antreprenor? Aș zice că da. Orice om care lucrează pe... Păi, antreprenor, nu știu, orice om care lucrează pe... factură, ca să zic așa. Da, sunt de mulți ani. Care un angajat, bănuiesc că tu lucrezi într-o echipă, adică poți să faci content singur în ziua de astăzi? Poți, dar ar fi păcat. Da.
Lucrez, am lucrat foarte mulți ani singură, abia de câteva luni mi-am luat o asistentă, mi-am luat pe cineva care să se ocupe de partea de negociere de campanii, dar până acum am fost ca o mini-agenție de publicitate. Eu primesc brief-ul de la client, da. Eu creez conținutul, eu vin cu ideea, eu dau mai departe, eu facturez, eu fac tot. Ai făcut asta mulți ani. Da, da, am făcut-o, da. Și am văzut că ți-ai deschis un restaurant? Un cocktail bar. Cocktail bar. Frumos, ce se poartă acum? Da, e un loc de ieșit. E un loc de ieșit și băut un cocktail bun. Lumea nu prea mai ies în cluburi, puburi. Acum lumea iese la un cocktail seara. Cum a răsărit ideea asta? Care e povestea acestui? Păi, doi din cei mai apropiați prieteni de care îți spuneam, ei s-au ocupat de treaba asta de mai mulți ani, activează în Horeca de mai mulți ani și la o vacanță în ianuarie anul trecut, la o masă, mai în glumă, mai în serios, ce vreți să faci? Care sunt rezoluțiile voastre pentru anul ăsta? Fiecare a zis, ei au zis, noi am vrea să mai deschidem o locație, eu am zis și eu aș vrea să fac ceva separat de social media și... Așa s-a întâmplat. Ne-am pus forțele împreună și am deschis acest local. Și ai făcut asta tot în 2023, când pare că ți s-au întâmplat toate și le-ai făcut pe, pe toate. Da. Aici, cumva, nu pot să-mi iau eu meritul pentru locul ăsta, pentru că este tot know-how-ul lor și toată experiența lor de Horeca. Și eu am promis de la bun început că voi fi ascultătoare și doar îi voi urma în domeniul ăsta, pentru că nu mă pricep și nici nu-mi doresc să fac un exces din ăsta de vreau eu să demonstrez, să arăt că știu să am un loc. Nu știu. Eu sunt doar luată în echipa lor. Și cum se numește locul? Condesa. Condesa. E o stradă din Mexic. Și care este? Ai fost pe ea? Da. Unde s-a născut ideea anul trecut. Exact pe strada aia din Mexic s-a născut ideea și de aia poartă numele. Și de aia se numește așa. Face sens. Da. Dar care e cocktailul tău preferat? Aș zice amaretto sour. Ok, deci... Nu sunt o mare băutoare de alcool. Nu prea beau alcool. Beau un pahar de vin. Cocktailurile nu sunt alcool, sunt... Răsfățuri. O atitudine, da. Da, da. Dar amaretto sour, hai să mergem pe asta. Ți-am pregătit niște întrebări scurte. Roșii? Nu au nicio legătură. Așa, un fel de portret. Și răspund cu da sau final, nu? Sau... Nu, răspunzi cum simți tu. Bine. Ultimul lucru pe care l-ai cumpărat și îl îndrăgești. Ultimul lucru pe care l-am cumpărat și îl îndrăgesc. N-am mai fost la cumpărături de mult, pare. Să știi că n-am făcut foarte mult shopping anul trecut. Ba chiar mă surprind în direcția asta. Stai să mă gândesc că nu-mi vine nimic în cap. Ultimul lucru pe care l-am cumpărat și îl îndrăgesc. Jucării pentru cățelul meu. Jucării? Da, da, și le îndrăgesc. Îmi place foarte tare. E un câine pe care l-am adoptat acum câteva luni și... mă împlinește foarte tare. Câine la mare? Da, da, da. E adoptat? Da. Nu e de rasă? Nu. Nu? Nu. Când am terminat șantierul acasă, am venit într-o vineri seara să rămânem peste weekend acolo și era acest cățel în fața casei. Și a venit așa, întâmpinându-ne și am întrebat băieții, ce-i cu cățelul ăsta aici? Păi a venit aici și tot stă pe aici. L-am hrănit și a rămas acolo și l-am adoptat. Super! Da. Locul care înseamnă foarte mult pentru tine. Zărnești, Republica Moldova, casa bunicului meu. O melodie pe care o ascult pe repeat. Astăzi am ascultat o melodie de la Ami, Nostalgia. Pe repeat am ascultat-o. Style ai că nu tău? N-am. Nu ai? Nu. O femeie, un actor, un nimic. Nu. Tare. Ultimul, cel mai frumos cadou pe care l-ai făcut recent. Cine decide dacă e frumos? Tu. Că
A fost ziua lui Ștefan și lui am făcut un cadou care cred eu că e frumos, dar nu vreau să zic. Ok. Dacă ar exista un club de carte fain și simplu, ce carte ai propune pentru luna asta? Să citească toți membrii clubului. Tu ai pus acum două zile, eu n-am citit, tu ai pus acum două zile pe Instagram despre sensul vieții. Da, am repostat. Nu ai citit? Nu. Avem și noi o carte să-i dăm. Și mi-am dorit să citesc cartea asta. Pentru că acel citat i-am făcut screenshot și l-am păstrat în telefon. Da? Da. Bine, va ajunge la tine sensul vieții, dacă nu la finalul emisiunii, cât mai repede. În frigiderul tău mereu găsești? Unt. Următoarea petrecere de ziua ta de naștere va fi? Anul ăsta nu vreau să-mi sărbătoresc ziua de naștere. Un obiect de care nu te desparți? Inelul ăsta. Are o poveste? Nu, dar îmi place foarte tare. Încăperea favorită din casă? Dormitorul. Când vrei să te simți inspirată, ce faci? Ascult muzică sau ies în natură. Cel mai bun sfat pe care l-ai primit în viața ta este? Nu e treaba mea ce cred alții despre mine. Îți mulțumesc mult de tot, sunt Ziana. N-am găsit cartea, nu? Bine, atunci îi dăm vină. Asta e vinul de la tine de acasă. Bănuiesc că știi de Purcari, de Chateau Purcari, iar Academia Purcari e tot ceea ce au învățat oamenii ăștia mai buni despre vin și fac în ediții super, super limitate. Îți mulțumesc din suflet, abia aștept să îl savurez pe prispă. Și vine de acolo, din Republica Moldova, unde natura e bună și cu vinul și cu oamenii, pentru că oamenii sunt buni cu natura, cel puțin din ce ne-a povestit Sânziana. Îți mulțumesc tare mult. V-a plăcut, băieți? Putem să publicăm episodul ăsta? Eu mă mândresc tare mult cu el. A fost o discuție... Îți mulțumesc că... Emoțiile de foarte multe ori vin din faptul că poate nu vei crea o chimie sau o conexiune cu omul cu care vorbești. Și așteptările sunt mari în ce privește podcastul tău și m-am relaxat foarte tare. Da? Da, foarte tare și îți mulțumesc. Îmi cer mult. Scuze dacă te-am deranjat la început de episod. Știți cum s-a plâns la început, dar s-a râs la final. Ceea ce poate e mai bine. E cel mai important. Îți mulțumesc mult de tot, sunt Ziana. Vă mulțumesc vouă dacă... aveți ceva să ne transmiteți, să ne spuneți, știți unde o găsiți pe Sânziana, iar despre episodul ăsta, despre povestea asta, dacă v-a inspirat ceva, dacă vreți să puneți ceva în practică sau pur și simplu v-a trezit o emoție, ar fi fain să ne lăsați niște comentarii în subsol. Ne auzim săptămâna viitoare. Mulțumesc!